Vă mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Declarația mea se intitulează Democrația dincolo de Prut. Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, democrația nu este un pseudonim sau o poveste și nici o butaforie în spatele căreia punem în scenă propriile idei, interese și metode, ci este o formă de guvernământ bazată pe principiul conform căruia puterea aparține poporului. Această formă de guvernământ are la bază o serie de valori fundamentale. Ciudată încălcate, putem afirma că însăși democrația într-un stat de drept a fost încălcată. Dar care sunt aceste valori care definesc regimul democratic? Libertate, egalitate și fraternitate sunt principiile scrise pe frontispiciul Revoluției franceze și toate ele sunt cele care astăzi reprezintă și stau la baza acestei forme de guvernământ. Pentru că aceste valori să devină practici curente, ele trebuie să fie respectate și implementate de către indivizi, comunități și autorități publice. În caz contrar, riscă să rămână doar la stadiul de lozinci sau vorbe de fumar. Motivul care m-a determinat să lansez aceste caracteristici este acela că recentele derapaje democratice ale Republicii Moldova mi-au ridicat câteva semne de întrebare. România a arătat bunăvoința și dorința de a sprijini Republica Moldova în procesul aderării la Uniunea Europeană, însă pe lângă noile reforme ce se cer implementate și vechile valori trebuie respectate. În acest context, expulderea cetățeanului român George Simion este o măsură extremă, condamnabilă, ce nu face cinste autorităților de peste Prut. Dacă ținem cont de faptul că Republica Moldova a semnat și se află pe traseul către Uniunea Europeană. Legea Supremă a Republicii Moldova garantează libertatea de gândire, opinie și exprimare, iar de această prevedere ar trebui să beneficieze și George Simion, tânărul care a avut intenția de a lua parte la o marșă al Unirii în mod pașnic și legal, așa cum întotdeauna a făcut-o, pentru a-și exprima în mod public o opinie, fie ea politică sau socială, fie că ne încântă auzul sau dimpotrivă. Gestul în sine al autorităților nu poate fi scuzabil, chiar dacă putem înțelege contextul istoric și delicat în care se află mediul politic și întreaga țară, însă declararea cetățeanului român drept persoană indizerabilă, ale cărei acțiuni atentează la securitatea națională, doar pentru a intra sub incidența articolului care le permite să nu divulge public motivul acestei decizii, este o reacție exagerată și superfluă. Motivul expulzării și al interdicției impuse acestuia de a intra în Republica Moldova pe o perioadă de 5 ani pot fi multiple motivele. În cazul compatriotului nostru George Simion nu s-a oferit nicio explicație și nicio scuză relevantă, având în vedere faptul că acestui cetățean i s-a imputat dreptul de a-și exprima o dorință legitimă. Noi, politicieni din România, ne dorim ca Republica Moldova să rămână statornică acestui țel de reformare și integrare în Uniunea Europeană. Oferim toată susținerea și am făcut pe toate palierele lobby de susținere în fața diplomațiilor europene, dar nu putem pretinde că nu vedem asemenea incidente reprobabile. Solicit astfel omologilor din Republica Moldova să iasă public și să confere explicațiile necesare pe măsura gravității acestui fapt. Vă mulțumesc!